Hogna Mureș va avea din toamnă o stație nouă pentru epurarea apelor, dar și o rețea de canalizare modernă. Astăzi s-a semnat cel de-al 12-lea contract pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Alba. Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în Hogna Mureș face parte dintr-un amplu proiect în valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care aproape 80 de milioane de euro sunt contribuție nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Astăzi semnăm 12-lea contract din cele 15, deci mai sunt 3 care sunt în contestații, toate 3, și așa cum spunea domnul director general, noi considerăm că așa cum am făcut și până acum și s-a adevărat că am analizat ofertele contractorilor cu meticulozitate și corect, vom avea câștig de cauză și la aceste ultime 3 contracte. Contractul semnat astăzi cuprinde extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de peste 27.000 de metri lineari, construirea 12 stații noi de pompare apă uzată, reabilitarea unei stații vechi și execuția numai puțin de 4.000 de metri lineari conducte de refulare. Astăzi ne facem un pas pentru asigurarea calității vieții în Hogna Mureș. Este un pas foarte important, mai ales în Hogna Mureș, un oraș micuț, un oraș monoindustrial cu problemele specifice. Am crezut și cred întotdeauna în aceste asocieri. Numai asociați și uniți vom putea face aceste proiecte. Pentru că sunt proiecte mari, care orașele mici nu-și pot permite. Suma care va fi investită în proiectul de rețele de canalizare din Hogna Mureș este de peste 23 de milioane de lei. Avem capabilitatea tehnică să o executăm în termenul stabilit. Noi vrem să o realizăm chiar mai repede și avem și resursele necesare astfel încât să o putem executa independent, fără altfel de ajutoare din afară, ci pur și simplu avem dotarea tehnică și resursele să putem executa. În țară, dar niciunde ca aici, nu am găsit oameni și mă refer la beneficiar, consultant, proiectant, care să aibă o asemenea deschidere, să fie atât de aproape de noi și, practic, să ne ajute să ne fie mai ușor să lucrăm, să executăm genul acesta de lucrări. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu și include achiziționarea de mașini de curățat canale, stații de epurare în Alba Iulia, Cugir, Blaja, Iud și Hogna Mureș, precum și modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Câmpeni, Sebeș și Aiud.